proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. Aproape de podul Izvor, peste drum de Teatrul Bulandra, călătorul poate zări printre blocuri o biserică albă, aflată pe o ridicătură de pământ. Trepte monumentale de marmură îi străjuiesc intrarea din strada Silfidelor. Ne aflăm în fața bisericii Sfântul Ilie Gorgani. Cea mai veche mențiune asupra bisericii datează din 1639 și o datorăm lui Matei Basarab. În dicționarul de arhaisme, Gorgan înseamnă o movilă de pământ ridicată deasupra unui mormânt. Însă, Nicolae Iorga nu e de acord cu această idee. Istoricul crede că numele de Gorgani ar veni de la Gorgan Spătarul, cumnatul lui Matei Vodă. Conform pisaniei de la intrare, actuala biserică cu hramul Sfântul Proroc Ilie Tezviteanul a fost zidită din temelii în timpul lui Vodă Ioan Caragea. Interiorul a fost poleit în timpul domniei lui Alexandru Nicolae Șuțu Voievod, în timpul căruia a fost scrisă Pisania, noiembrie 1819. Din punct de vedere arhitectonic, biserica are la bază un plan grecesc, fiind totuși un produs al artei ecleziale românești de secol XIX. Portalul de piatră de la intrare este decorat cu elemente artistice post-brâncovenești. Pictura originală s-a deteriorat în timp. Ea a fost refăcută începând cu anul 1982, lucrare ce a durat peste 10 ani. Din pictura inițială s-a păstrat o icoană deosebită a Sfântului Mucenic Eustațiu. Cele 10 icoane împărătești aflate pe catapeteasmă au fost pictate la Muntele Athos în urmă cu 200 de ani și au o mare valoare artistică. Biserica mai deține încă un odor scump, icoana Sfântului Proroc Ilie din secolul XVII, de o deosebită frumusețe. A fost premiată la expoziția de artă bizantină de la Berna în anii 30 din secolul trecut. În biserica noastră, pe lângă mine, mai slujesc încă trei slujitori, Părintele Vasile Gordon, Părintele Emanuel Băbuș și Părintele Vasile Crețu. Toți patru suntem și cadre didactice la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București. Nu neapărat fiindcă suntem cadre didactice, ci fiindcă aceasta este datoria oricărui preot. Pe lângă cea sfințitoare și cea conducătoare administrativă, să desfășoare și o activitate catehetică, adică de învățarea credinței pentru credincioșii care îi sunt hărăziți de Dumnezeu spre păstorire. Biserica redactează periodic un buletin parohial care cuprinde minunate cuvinte de învățătură pentru enoriași. Eu personal, odată pe lună, mă întâlnesc cu aproximativ 20-30 de copii care fac parte din Fundația Sfântul Antimi Vireanul, care învață foarte bine la școală și această fundație, condusă de doamna Calciu, le oferă posibilitatea să afle mai multe despre credință, dar și despre cultură. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.